Ți-l prind în coadă părul? Da. Și cum te simți? Aștept să vină Maria la noi. Sunt emoționată și vreau să știi că i-am făcut și eu o surpriză. Ce surpriză? Imediat ți-o arăt după ce am prins părul. Dai elastic, ai? Da, uite. E bine așa? Da. Arată-mi surpriza, sunt curioasă. Wow, bine ai venit acasă! Ce drăguț din partea ta! Păi nu, și m-am gândit că dacă vine într-o casă străină, să se simtă bine venită și mi-a făcut acest mesaj. Arată foarte bine! Și vreau să spun că chiar îmi doream o soră. Știu că îți mai dorești o surioară, dar tu cred că ai înțeles de la început că Maria nu va sta pentru mult timp la noi. Ea stă de doar... Păi ea stă doar o jumătate de an, atât timp cât îi ia mamei ei să se însănătoșească. Doar v-am spus că mama ei are niște probleme de sănătate și nu are cine să aibă grijă de Maria. Am înțeles. Asta e. Ei, dar pentru cât timp va sta la noi, vei fi fericită, nu-i da. Așa? Și o să vă înțelegeți de minune. Vino să-ți dau o îmbrățișare. Hai să ai în sfârșit o surioară. Sper să vă înțelegeți bine. Și eu sper la fel. Ia uite, s-a venit! Vino! Codrin, hai și tu! Hai că a venit Maria! Hai să vedem! Da-ți aici! Mama, ține foarte repede! Hai Maria! Bună! Bună! Bine ai venit, Maria! Maria, uite, vezi? Noi vom fi noua ta familie de acum înainte! Nu te bucuri, uite! Oi, înțeleg, știu. Uite, Maria, ce ți-a pregătit fetița mea. Nu știu dacă ți-o mai amintești pe Erica. No, nu mi-o mai amintesc. Erica, tati, vai, îmi pare rău, tata. Uite ce mesaj frumos ți-a transmis. Hai, hai, intră. Hai să ne cunoști pe toți mai bine. Dar descalță-te, te rog. Da, nu știam că ai trebuit să te descalți. Da, Maria, la noi în casă trebuie să te descalți pentru că trebuie să facem curat după aia. La tine nu era așa? Eu aveam o menajeră, dar în fine. Ține totuși cadoul acesta din partea Ericăi. Ha, hai să mergem. Vai, ce drăguț e. E așa că e frumos? Da, foarte. Ce e asta? Săraca. Cred că este încă în stare de șoc. Nu cred că vrea să își părăsească mama. Vai, nu pot să cred. Mi-a rupt planșa, tati. Tati, stai, tati. Tata, înțelege, tati. Este nou în casa asta. E normal să aibă așa reacții. Pentru că nu te cunoaște, nu cunoaște pe Codrin prea bine. Este o reacție firească. Hai, nu te supăra. Hai să facem cunoștință cu ea mai bine, vrei? Hai, nu te supăra, tati. Vai, Maria, îmi pare rău. Eu cred că, de fapt, n-a fost o idee bună. Eu cred că îți este dor de casa ta. Te înțeleg că nu vezi casa asta ca fiind a ta. Dar hai să vezi că o să ne înțelegem foarte bine în zilele ce urmează. Să consultă, deci mi-a rupt planșa. Bună, Maria, de ce mi-ai rupt planșa aia? Erica, tati, dar ți-am spus doar. Dar asta nu-i casa mea. Cum ai că bun venit acasă, nu-i casa mea. Erica, trebuie să o înțelegi. E nouă, e o situație dificilă pentru ea. Te rog, nu pune la suflet. Am înțeles. Da, asta e. Dar te poți să vii cu mine? Da. Ce, dar ce s-a întâmplat? Nu știu de ce, dar am o presimțire că eu cu Maria nu o să ne înțelegem. De ce crezi asta? Pentru că uite cum se comportă. Hai, tati, nu există așa ceva. Trebuie să vă înțelegeți. Nu se poate. Tu trebuie să o înțelegi pe ea că este greu, da? Eu am credere în tine că tu ești un copil înțelegător. Da, da. Fugi la tine în cameră acum, da? O să stau eu de vorbă cu ea. Maria, eu sunt Codrin și ăsta este prușul meu, Hagi Wagi. Ăsta, urâtul ăsta, dă din fața mea! Maria! Hei, nu te
și aiprușul meu. Maria, dar de ce ai făcut asta? E frumos să faci așa ceva. Dacă urâțenea aia e o jucărie pentru mine, de ce mi-a fluturat așa în ochi? Dar e jucăria lui, poți măcar să respecti asta, nu? Da, am greșit. Hai, Maria, hai că o să ne înțelegem noi. Hai să-ți prezint casa. Cu ce cameră începe? Uite, hai să-ți arăt bucătăria. Da, bine, altă cameră. Hai să vedem camera Erica. O, da, sigur mă interesează. Vreau să stau eu aici. Poftim, dar tu cine te crezi să stai tu aici? Aici este camera mea, mami. Erica, fii puțin înțelegătoare. Lasă-o pe ea acum să stea la tine în cameră și vedem mai târziu, poate facem alte aranjamente. Nu te vă corect, mama. Foarte drăguță camera, îmi place. Da, hai să te acomodez aici. Păi, cred că ai de toate. Ai de birou, pat, șifonier în care să-ți pui hainele. Maria, uite, s-a vedecât o surpriză. Ai, ce drăguț ești, Codrin. Bravo, mami. Ce cu desenul ăsta? E de copii mici, nu trebuie. Ce, nu-ți place? Codrin, e foarte frumos desenul, dar ce reprezintă? Uite, aici e picură și aici este Erica și Maria și eu și un curcubeu și soare. Foarte frumos! Hai să-l punem la tine în cameră, să facem tablou din el. Ce părere da, ai? Da. Hai să mergem. Maria, te lăsăm să te acomodezi, da? Da, mulțumesc. Aha, am lăsat-o fără cameră. Doamne, nu știu ce o să ne facem cu comportamentul ei. Sper să o scoatem la capăt. Ce copil mai citește acum așa de mult când ai o grămadă de programe pe televizor? Oh, dar apropo de asta, nu văd niciun televizor pe aici. Cum poate trăi fără televizor în cameră? Ce faci, mami? Nu știu ce o să facem cu Maria. Ce e foarte ufua, carogantă. Da, știu, pentru dă-ți seama că ea a fost crescută într-un mediu mult mai predicat față de cum trăim noi. Problema este că se supără copiii noștri și nu știu cum să aplanez situația. Hai să-i mai dăm răgaz măcar 2 zile. E greu, e o schimbare mare și pentru ea și pentru noi. Na. Și ce facem cu Codrin și cu Erica? O să facem în așa fel încât să nu sufere devenirea ei. Trebuie să găsim o modalitate. Poate totuși se schimbă și își dă seama mă duc că să vorbesc și eu cu ea. Se comporte așa. Mă duc să vorbesc și eu cu ea. Mergi la copii tu. Da, clasic. Multe pixuri și creioane. 2 penare. Ia scuțare. Creioane. Aici. Pixuri, creioane și stilouri. Da? Maria? Da? Se poate? Da. Ce faci, Maria? Bine. Uite, știi, mă gândeam. Nu vrei să te faci mai comod? Nu renunț la pălăria și la rochia mea. Ok, dacă nu vrei, e bine așa. Dar uite, eu mă gândeam să facem niște activități împreună. Cu tine, cu Erica, cu Odine. Ce părere ai? Ești cam obosit acum, mă duc să mă culc. Am înțeles. Bine atunci. După ce te odihnești, totuși să știi că te așteptăm în partea cealaltă, bine? Da, am să vin. Ce faci, tati? Bine, vreau să mă pun să cânt la piano. Ah, ok, mă dau imediat. Tata, să știi că am vorbit cu Maria și e doar puțin obosită și schimbarea asta de la o casă la alta. Să știi că o să-și vină. Să nu fii supărată pe ea, bine? Bine? Da. Hai, și cântă și apropo de cântat. Cântă și tu ceva așa mai liniștitor, pentru că acasă Maria chiar avea un pian. Și mama ei îi cânta destul de des la pian. Poate cine știe, o să-și reamintească cu ocazia asta de casă și nu o să mai fie la fel de supărată, da? Da.
ce pian nici măcar să ne auzi așa ceva. Lasă că te învăț o minte. A, știi să cânti la pian? Ce drăguț! Îmi place foarte mult cum cânti. Mulțumesc frumos! Cu plăcere! Erica, poți să cânt și eu? Da, dar trebuie să-ți aduc eu scaun. Bine! Maria a făcut așa. Sunt sigură că este doar mâna ei, pentru că de când a venit aici a făcut doar prostii. Mă duc să-i spun și lui mama. Mama! Ce este el? Să știi că Maria mi-a măzgărit pianul. Nu cred! De ba ce da. Spui asta? Vin, o să-ți arăt! Hai să văd, dar nu cred! Unde e? Uite aici! Voi sunteți siguri că este mâna Mariei aici? Da, pentru că eu stăteam la pian și a venit aici și cred că avea ceva în mână și mi-a măscărit pianul pe ascuns. Da, nici nu știu cum să procedez. Hai să văd dacă se duce mai întâi. Bine. Fetița asta îmi trece orice măsură. Eu nu știu cum a fost educată, cum e învățată ea, dar așa nu se poate. V-am făcut-o. Ia să vedem. Uite, se avem duce. Noroc. Cred că a făcut cu carioci din alea care se scoală. Da, dar oricum gestul nu este deloc în regulă. Crede-mă, eu nu mi-aș fi măsturit pianul. Mergeți și vă jucați și v-am să vorbesc și cu tata să vedem ce putem să facem. Bine. Maria a făcut ceva? Ceva ce nici nu pot să concep. Ce ai, Dumne, ce ai făcut? Am măscărit pianul, ce ne facem cu ea? Deci nu se poate așa ceva. De când a venit în casa asta, nu mai probleme a făcut. Păi și ce propui să facem acum? Ne-am asumat să o luăm la noi? Da, bun, dar nu am preconizat că o să se întâmple așa, că o să facă toate problemele astea. Lasă-mă două minute să mă gândesc, nu, suntem într-o situație foarte delicată. Tu ai fost cu ideea asta. Da, știu că eu am fost, pentru că îți dai seama, am fost prieten apropiat cu mama ei, nu știu, ne cunoșteam din copilărie. Cum să facem? Știu! Maria are niște bunici cu care nu s-a mai văzut de foarte multă vreme. Sunt bunicii din partea tatălui, dar nu știu dacă înțelegi de asta, nu prea s-au văzut ei până acum. Mama nu era de acord să se vadă cu bunicii, mie că treci, nu se înțelegeau. Care este soluția? Pot să-i sun pe ei, să-i vină să o ia pe Maria, măcar o săptămână. Da, hai, sună repede, ce că zici? Nu se mai poate așa. Unde este telefonul? Imediat. Aici. Așa. Alo? Alo, sărumână! Da, eu sunt sărumână. A, încă aveți numărul memorat. A, ce mă bucur! Da, da, știți, am o situație mai delicată, nu știu cum să vă spun. Este vorba... Nu. Doamna Marcela este bine. E într-un centru de recuperare acum. Nu știați, nu? Da. Da, a avut niște probleme și mai durează o perioadă până să se vină. Ideea este că noi am luat-o pe Maria la noi și știți cum e Maria, cum a fost ea crescută? E așa mai introvertită, mai... Ați vrea, vă rog, că sunteți rude și a mai stat la voi o perioadă. N-ați putea veni să o luați pe Maria măcar pentru o săptămână, să se acomodeze un pic cu stilul acesta de viață. Știți, noi nu suntem învățați, noi avem deja doi copii pe care i-am crescut într-un anumit fel. Maria vine dintr-un alt mediu și nu prea se înțeleg. Super, super, sărumână, mulțumesc mult! Vă trimit imediat adresa pe WhatsApp. Da. Nu contează, în două ore dacă veniți este foarte bine. Da. Haideți, așa facem. Sărumâna, mulțumesc mult. Vă așteptăm. Am reușit. Mami!
Fetelor, da. Am rezolvat. Am rezolvat, am vorbit cu bunicii și în maxim 2 ore ajung la noi. Așa că, Erica, încearcă să te poți normal de acum cu Maria, fie ce-o fi, se va rezolva, măcar pentru o săptămână, da? Da, da, bine. Hai să pregătim un pic prin casă, hai să pregătim un pic prin casă, să vedem, să-i așteptăm pe bunici, hai. Au venit! Poftiți! Bună seara! Maria vă așteaptă, este foarte nerăbdătoare să meargă cu voi. Și noi suntem foarte fericiți. Maria! Acum au venit bunicii tăi, Maria. Haide. Hai că nu vrem să lăsăm să aștepte. Bunicii mei. Da, au venit bunicii tăi. Bună ziua. Maria, dar ce dor mi-a fost de tine. Hai, vină la bunica, așa mi-era dor de tine. Da, mie mi-era dor de voi. Maria, dar uite, asta încercam să îți spun, dar nu știu cum să-ți spun. Frumos să te comporți așa, așa te-ai comportat și cu Erica, și cu Codrin. Și să știi că am văzut că ai măzgălit pianul, e foarte urât. Lăsați-o, ne descurcăm noi de aici. Of, ce mă plictisesc aici, de ce o trebuie să mă ia? Of, măcar în partea cealaltă. Îi aveam și pe ceilalți copii și mă puteam juca cu ei. Semnal la telefonul este, soarele mă bate în cap, nici măcar nu mi-am imaginat că nu au aer condiționat. Pisică! Dar de ce nu mi-au spus că au pisică? Pentru că eu sunt alergică la pisică. Da? De ce nu mi-ai spus că ai pisică? Că eu am alergie. Lasă, dragă, pisicile stau afară. Nu stau în casă să ai tu treabă cu alergia. Mai bine ia și mă ajută aici să facem turtul. Hai. Ce să-ți fie? Este aluat pentru pâniță. Facem pâniță pe plită. Și ce trebuie să fac cu asta? Să o pun în făină, așa? Nu, draga mea, uite așa. Învățăm să facem turtițe. Uite așa, le facem frumos. Da, nu cred că mă pasionează. Mai bine mă duc în casă. Of, ce copil! Rău am mai învățat-o, maică, să știam eu ce nora am. Ce lipicios e, mă duc să mă spun. Pe mine mama nu m-ar pune niciodată să fac turte. Ia să vedem ce mai e nou pe YouTube. Ce canal o fi ăsta? Magic Box România. Ia să văd. Noile personaje sunt Delfin, activează puterile vehiculelor Skyracer și conectează-le cu AeroWagons. Oare îl poți descoperi pe Kid Fury? Întreaga poveste în revista Super Zinc. În Super Zinc, seria 5, o vreau și eu, mă duc să spun Bunny, să știi că am văzut o reclamă cu niște jucării. Poți, te rog, să mi le iei. Spune-l, bunică, ce jucării ai văzut? Apărut noua colecție de Super Zinc și mi-o doresc. Te rog, pentru că mama tot timpul îmi cumpăra tot ce-mi doream. Bine, iubita mea, să văd ce pot să fac. Mulțumesc, bunic. Super Zinc, ce-o fi și asta? Ia să vedem. Așa. Fetelor, sunteți gata? Erica, ești gata? Mergem? Da! Ok, puneți întâi centura și abia după aia putem pleca, bine? Da. Îmi spui când e... Cine-o fi? Bunica Mariei. Oare ce vrea? Bunica Mariei? Asta nu ia bine. Eu cred că vrea să o luăm pe Maria înapoi. Eu zic că totuși ar trebui să-i răspund, să vedem ce vrea. Alo? Alo? Bună ziua! Avem o problemă. Spuneți, vă rog. Trebuie să înțelegeți. Eu am încercat să vă ajut cu Maria, dar trebuie să rezolvăm o problemă. A văzut nu știu ce jucării la televizor, reclamă,
super, super zins. Cred că eu nu prea mă pricep și le dorește foarte mult. Mă puteți ajuta să deplinim dorința Mariei? Că... Sigur că da. Se rezolvă toată încrederea în mine. Da. A, da, se poate. Bine, aștept. Da, ok. Știi ce vrea? De unde să știu? Spune-mi o dată, chiar sunt curioasă. Problema e că va trebui să o vedem pe Maria. Hai, nu. M-a rugat bunica Mariei să mergem să cumpărăm niște jucării Super Zinx din noua serie, 5. Pentru că ea nu știe despre ce este vorba și nici măcar nu știe unde se găsesc. Păi și tu de unde știi de Super Zinx, de seria 5? Hai, mama, că am văzut reclame peste tot. Am văzut în Carrefour, am văzut în Selgros, am văzut la Noriel. Până și pe site-urile online am văzut reclame. Se găsesc peste tot jucăriile astea. Hai să mergem să-i cumpărăm. Tata, dacă este vorba de așa ceva, să știi că eu rămân acasă. Pentru că nu vreau să o văd pe insuportabila aia de Maria. Erica, te rog frumos, nu fi rea, vorbește frumos. E un copil, trebuie să înțelegi ce-am spus. Trece printr-un moment mai dificil acum. Dacă Erica vrea să rămână acasă, atunci eu trebuie să rămân cu ea, așa că te descurci, te duci, cumperi jucăriile, duci. Eu nu vreau să mă întâlnesc acum cu ea pentru că, sincer, nu mi-a trecut supărarea după ce a făcut... Voi nu înțelegeți, Maria este un copil care are nevoie de afecțiune în momentele astea, v-am spus. Ea a fost crescută într-un... Dar nu decât ne creștem noi copiii, da? În fine. O fie copil, dar să știi că se vede amprenta părinților în educația ei. Rămâneți acasă voi că eu mă descurc. Mă duc să cumpăr seria asta nouă de Super Zinx și merg să îi le duc. Erica, hai să mergem. Tată, spor la treabă, la cumpărături, întâlnire frumoasă, ce mai vrei tu? Pa, tati! Transmite salutări Mariei din partea mea. Da, bine, pa, tati, pa, pa. Spor! Of, ce copii, ce oameni! Am nimerit bine? Parcă aici stau bunicii Mariei. Da, da, aici. Așa, ia să vedem. Avem aici una, două, trei, patru. Sper să-i ajungă jucăriile pe care le-am cumpărat. Nu de alta, dar sunt destul de multe. Maria? Pe mine mă cheamă Maria. Maria, Maria, s-a terminat smecheria. Cine mă spune? Bună ziua! Maria? Nu cred că m-a strigat pe mine cineva. S-a terminat smecheria la Maria, mă, Maria. Maria, vezi că strigă cineva la tine? La mine chiar? Maria? E domnul acela, dar oare chiar e mână? Bună, Maria! Maria, uite, astea sunt pentru tine. Tati, ajută-mă, pui... Vai, vai, vai... Scuză-mă, Maria, scuză-mă, astea sunt pentru tine. Dumneavoastră mi-ați adus jucării și mi-ați dat jucările pe jos. Din păcate, se mai întâmplă și accidente, Maria, dar să știi că nu au pățit nimic. Uite, e intactă cutia. Înăuntru sunt ambalate toate individual. Ar trebui să mulțumești, Maria. De ce să vă mulțumesc? Că eu nu v-am cerut nimic. Doamne, Maria, nu știu când ai să te schimbi. Hai să mergem, te rog. Da. Am venit Bună cu jucările pe care le-ați solicitat. Și câți bani trebuie să vă dau pe ele? Nu trebuie să-mi dați niciun ban. Mama Mariei mi-a lăsat un cont din care să-i pot cumpăra la nevoie orice-și dorește. Maria, uite, dacă vrei le poți desface, Maria. Vrei să te ajut să le pui undeva? Da, vă rog. Puneți-mi-le acolo. A, aici pe masă vrei? Da. Bine, uite, aici ți-am cumpărat o cutie cu mașinuțe din acelea mici. Din coace... Ți-am cumpărat mașinuțe din acestea mai mari, wow. Sky Racer. Iar aici, Maria, găsești figurine. Sper să o găsești și pe cea ultra rară. Eu sper la fel.
Iar tu, te rog frumos să-mi lași figurinele pentru că sunt doar ale mele. Maria, dar vrea și el să se uite, e curios, de ce nu-l lași? Lasă-l să măcar un pliculeț se desfacă. Ale mele. Tu nu înțelegi că astea sunt doar ale mele. Te rog să le lași în pace. Maria, lasă-l, te rog, și pe el. Bine, am să-l las și pe el, dar eu îi le dau. Hai să mai așteptăm puțin. Poate o să-ți dea și ție să desfaci, nu te supăra. Stai să vezi ce-i fac. Wow! Una clară din primă! Poftim, desfaci și tu una. Hei, da, se desfăcută! Maria, să știi că nu-i frumos, Maria. De ce râzi de el? Nu este frumos să te comporți așa, nu te gândești la sufletul lui? Ce m-am distrat cu tine! Of, Maria, nu știu când ai să-ți revii, când ai să te comporți tu odată normal. Acolo ai una și se pare că nu este figurina ultra rară și nici aici nu este. Îmi pare rău. Da, și mie îmi pare rău, dar asta e. Maria, mă bucur tare mult să te văd atât de fericită, dar să știi că eu va trebui să plec. Codrin, hai să mergem acasă, tata. O lăsăm pe Maria ca să nu deranjăm. Deja am stat prea mult aici și nu vrem să-i supărăm pe bunicii Mariei, da? Hai să mergem. Mergem să ne luăm la revedere de la ei. Maria, spor la joacă în continuare. Mulțumesc! Pa, Maria! Pa! Și ia să vedem ce mașinuță avem noi aici. Să știți că noi vom pleca. Am lăsat-o pe Maria acolo cu jucării și... Ce bune! Ce puțin? Haideți să vedem ce a pățit Maria. Maria, ce s-a întâmplat? Ia uitați-vă aici! Deci nu pot să cred asta! Maria a găsit figurina ultra rară, vă dați seama, împreună cu mașinuța ultra rară. Maria, fericită, draga mea! Doamne, ce mă bucur pentru ea, uitați-o cât este de fericită! Deci, am găsit tot ce se putea găsi. Felicitări, Maria! Vouă, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați.